Psalmul 133, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 631. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un de lemnul de preț care, turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. În seara aceasta, prin binecuvântarea Domnului, suntem împreună la părtășie. Vom mai fi din nou, dacă Domnul dă sănătate și viață, duminică dimineața. Dar până atunci, ziua de mâine nu e anăstea noastră. Seara aceasta, în schimb, este seara care Dumnezeu ne-a dăruit-o să ne bucurăm împreună. Și în continuare vom sta la un timp de ascultare al cuvântului Domnului, pentru că avem pe frații de la Biserica Emanuel, vecinii mei, de fapt, de aproape de acolo. De aceea vom face slujba în continuare împreună. Eu o să am câteva intervenții, printre care dumnealor o să cânte cântări de laudă. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Psalmul 133 vine și vorbește cât e de important ca frații să fie împreună, că atunci când frații sunt împreună, se întâmplă niște lucruri excepționale, care nu se întâmplă atunci când ești singur. Foarte mulți dintre noi ținem pocăința solitară, trăim viața noastră devoțională, de rugăciune, însă există lucruri pe care numai împreună le poți face. Cât de bun să fie un cântăreț, să cânte ca și Pavarotti, nu poate cânta în cor. A cânta în cor înseamnă să te armonizezi cu alții, să respecti tempo-ul și așa mai departe. A fi împreună cu alții se realizează niște lucruri extraordinare. Și cel mai înălțător lucru este că Dumnezeu lasă acolo Duhul Sfânt care se manifestă în două forme. Spune că este ca roa Hermonului și este ca unde lemnul turnat pe capul lui Aron. Roa este acei picuri de apă care apar dimineața, în mod special pe timp de vară, dar atunci când apare soarele, roa dispare, se duce. Ai vrea să o mai ai, dar nu o mai ai. Pe timpul respectiv, când venea roa, aducea o răcorire și totodată înverzirea, dar după aceea dispărea. Unde lemnul nu dispare. Unde lemnul unde este așezat, el rămâne acolo. Atunci când frații se adună la un loc, este ceva numit rouă. Este o stare extraordinară. O să vedeți pe cei online ar vrea să simtă rouă pe care o știm noi, dar nu o simt. De ce? Ea dispare. O să vedeți că mâine se va spune, băi, ce har a fost la adunare, cât de mare har. S-a dus rouă. Pentru că rouă o trăiești doar în momentul respectiv. Stările înălțătoare le trăiești doar acolo. Când ești cu frații împreună. O să vedeți că aceeași slujbă la care ai fost prezent, ai avut niște trăiri, niște cercetări, niște lucruri deosebite, reasculți slujba respectivă, revizionezi slujba respectivă, nu mai trăiești aceleași lucruri, că roa s-a dus. Însă unde lemnul rămâne, lăudat să fie Domnul. Amin. Unde lemnul e acele învățături, acea ungere pe care Dumnezeu ți-o dăruiește. Ei bine, unde lemnul acesta este un de lemn special. Era un de lemnul folosit pentru preoți, pentru punerea lor în slujire. Și atunci când frații sunt împreună, Dumnezeu ne aduce aminte că nu numai suntem copii al lui Dumnezeu, ci Dumnezeu ne-a făcut copiii lui Dumnezeu pentru ceva anume. Există foarte mulți evanghelici și credincioși care spun, Dumnezeu mi-a dat dreptul să fiu copil al lui Dumnezeu. Eu sunt copil al lui Dumnezeu. Cităm pasajul biblic, vedeți ce dragoste ne-a dat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Și cam atât, abia așteptăm moștenirea. Tatăl are multe moșteniri, galaxii. Să ni le dea moștenirea, așteptăm. Frații mei, până la moștenire Dumnezeu ne-a făcut copiii ca să facem ceva. Și anume, din copiii lui Dumnezeu ne-a dat licență în domeniu, ne-a făcut preoți al lui Dumnezeu. Știți că prin jertfa Domnului Iisus, care a devenit mare preot, are o nouă spiță de preoți, nu pe linia lui Aron, ci a lui Melisedec. O spiță de oameni care sunt chemați să slujească ca și preoți. Deschidem Sfânta Scriptură în 1 Petru, capitolul 2, versetul 9, care vine și ne aduce aminte. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Sunteți o preoție împărătească. Ne-a chemat Dumnezeu la domeniul acesta. Preotul este omul chemat să stea între Dumnezeu și oameni. Să meargă la Dumnezeu povestindu-i despre oameni și făcând slujbă pentru ei
și apoi să meargă la oameni din partea lui Dumnezeu și să le spună voia lui Dumnezeu. La asta ne-a chemat, de asta ne-a făcut copiii săi, ca să facem slujba de preot. Și important pentru noi, unde lemnul pe care ne-l dă Dumnezeu sau învățătura pe care ne-l dă Dumnezeu când suntem împreună, este că n-a venit numai să apreciem cântarea, n-a venit numai să fim aici, Doamne, eu sunt aici, dacă vrei să dai niște binecuvântări, eu sunt pe fază. Nu, nu, Dumnezeu vine să-ți aducă aminte, am așezat împrejurul tău oameni, vecini, prieteni, rude, ca tu să faci preoție. I-ai adus înaintea mea? Foarte mulți credincioși vin cu mâinile în buzunări, Doamne, abia m-am rugat pentru nevastă mea, dar să mă rog pentru alții, tu ești chemat, ai licență în domeniul ăsta. Alții vor să aibă, nu au, pentru că Dumnezeu are un popor al lui care l-a pus deoparte, o preoție împărătească. Și știi ce onorant, stimați frați și iubite surori, cât de capabil ar fi fost o femeie la evrei, nu putea să fie preoteasă. N-avea cum. Putea doar să fie soția unui preot, dar trebuia să fie și ea de pe o anumită spiță, de o anumită calitate. În noul legământ, toți cei ce cred în Iisus Hristos sunt făcuți preoți, slăvit să fie Domnul. Și foarte important să avem grijă să nu ne batem joc de slujba aceasta. Pentru că preoția aceasta ne pune într-o poziție privilegiată, extraordinară. Preotul stă între Dumnezeu și oameni. Și ultimul aspect al undelemnului este că totdeauna, totdeauna călăuzirea Duhului Sfânt a undelemnului începe de sus în jos. Există foarte multe comunități care vor să facă undelemnul să curgă de jos în sus. Și să străduiesc, să schimbi prima dată hainele, apoi vorbirea și apoi gândirea. Uitați-vă, undelemnul totdeauna schimbă gândirea, apoi schimbă vorbirea și apoi schimbă hainele. Dacă n-ai rezolvat problema asta și vrei să-l faci invers, totdeauna o să rămână lucrurile neschimbate aici. Când suntem împreună, prin cântare, prin învățătură, prin părtășie, Dumnezeu schimbă gândirea și când a schimbat gândirea, așteaptă-te că celelalte urmează să schimbe. Slăvit să fie Domnul! Amin. Dar totul începe de la mentalitate, de la gândire. Dumnezeu să ne binecuvinteze și în seara aceasta, să toarne peste noi rouă și un de lemn cât cuprinde. Amin! Frații, să pregătesc să laude pe Domnul. Atunci când frații sunt împreună, suntem conștienți că suntem copii al lui Dumnezeu ca să facem slujba de preoți și ne luăm lucrul acesta în serios. Și când biserica se adună la oaltă, făcând slujire, Duhul Sfânt începe să atingă mintea noastră, unde lemnul curge pe cap, schimbând gândirea. Sfânta Scriptură vine și spune că atunci când Dumnezeu intervine în viața noastră, El ne naște din nou în Duhul nostru. Se produce o naștere din nou, dar mintea trebuie să ne înnoim noi. Spune Sfânta Scriptură în Romani, capitolul 12, cu versetul 2, în felul următor. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Voia lui Dumnezeu o deosebim cu mintea. Nu cu Duhul și nici cu sufletul, cu mintea. Și dacă mintea nu e înnoită, voia lui Dumnezeu rămâne necunoscută de noi. Pentru că doar o minte reparată, înnoită prin Duhul Sfânt, poate capta, înțelege, discerne, deosebi bine voia lui Dumnezeu. De ce e nevoie de minte înnoită? Atunci când Dumnezeu l-a creat pe Adam, primul om, mintea lui funcționa perfect. De aceea și capacitățile lui mentale erau extraordinare. Unul dintre lucrurile interesante în Cartea Genezei este faptul că Dumnezeu l-a făcut pe Adam să stăpânească peste tot pământul, peste toate viețuitoarele. Nu poți să stăpânești peste anumite zone dacă nu cunoști limbajul acelei specii. Nu poți să conectezi bine. De aceea e foarte important, luând în limbajul uman, degeaba m-ar pune pe mine șef peste unguri, sau peste austrieci, că nu știu limba germană. Eu le spun să muncească mai repede și îi spun șeful mi-a dat o pauză. De ce? Pentru că nu ne înțelegem. Pentru că vorbim alt limbaj. Când Dumnezeu l-a așezat pe Adam să conducă pământul, i-a dat și capacitatea să discearnă limbajul lor și să conducă în limbajul respectiv. Știți că toate viețuitoarele au un limbaj al lor. De exemplu, albinele, când găsesc un câmp de polen, când vin înapoi la stup, trimit coordonatele suratelor lor și astea imediat își schimbă zborul spre câmpul respectiv.
În savană, de exemplu, elefanții au țipetele acelea prelungi pe care ei își transmit mesaje și își dau puncte de întâlnire. La momentul actual, datorită tehnologiei, încercăm să pătrundem, să deosebim limbajul lor și avem foci, de exemplu, dresate, pe care sunt chemate să așeze mine magnetice pe submarinele nucleare care nu lasă urmă pe radar. Se lucrează la domeniul acesta. Se cheltuiesc miliarde de dolari la momentul acesta să putem discerne limbajul unui dintre cele mai inteligente mamifere marine, și anume delfinul, ca să ajute salvamare, pentru că o grămadă de oameni încă se înneacă la mare. Toate lucrurile acestea sunt studiate, pentru că viețuitoarele au un limbaj al lor și încercăm să pătrundem în domeniul respectiv. Adam le știa pe toate. De aceea apare un aspect foarte interesant în Cartea Genezei. Să presupunem că cineva cu nevasta lui într-o grădină și la un moment dat un șarpe s-a apucat să vorbească cu nevasta. Ce faci prima dată? Depășești recordul mondial pe 100 de metri, nu-i așa? Un șarpe vorbește! De ce în Biblie nu afară măcar mirarea asta? Era normal. Era o normalitate a timpului respectiv. Omul avea capacitatea să înțeleagă și să comunice. Căderea omului în păcat nu e o chestie așa alb-neagră. Pentru că șarpele spune, oare a zis Dumnezeu? A fost un limbaj elevat. Când păcatul, virusul păcatului, folosim terminologia asta pandemică, virusul păcatului din neascultare a intrat în lumea aceasta și l-a atacat pe Adam, nu i-a atacat un picior să umbli șchiop toată viața. Nu i-a atacat o mână să rămână, i-a atacat mintea, centrul de coordonare și a început să deterioreze mintea umană. Din momentul acela, omul a început să decadă. Nu-i problemă că acum nu mai știm că noi următoare invazie de șoareci. Nu-i problemă că acum nu știm și încercăm să detectăm ce vorbesc delfinii. Nu-i problemă. În răcoarea fiecărei zile, Adam se întâlnea cu Dumnezeu și comunica cu el. Avea percepția să poată comunica cu Dumnezeu. Când păcatul a atacat mintea umană, s-au dus toate lucrurile astea. Știți că la momentul actual, când anumiți neurologi operează anumite persoane, câteodată își permit din cauza unor deregrări mentale să arunce o emisferă cerebrală și dintr-o dată cealaltă emisferă să preia sarcinile și nici să nu se cunoască la om? Se spune că judecăm maxim 20% din toată capacitatea noastră. Spune că geniile, ca mine și ca voi, pot judeca 20% maxim. Restul 80% e nefolosit, a fost folosit. Dar la momentul actual nu mai este folosit. De aceea există extirpările astea de materie cerebrală fără să se cunoască. Pentru că a fost cândva folosit. Și la momentul actual, câteodată, noi nu înțelegem. Adam, pentru el, somnul n-a fost ceea ce e pentru noi. Tu te culci într-o cameră, vin câțiva prieteni de-a tăi, te vorbesc de rău, tu te scoli și mai și zâmbești la dânsă. Habar n-ai. Ei, când spune Scriptura, Dumnezeu l-a adormit pe Adam, a luat una din coastele lui, a făcut o femeie, a dus-o la om și Adam n-a spus, Doamne, de unde ai dus-o? Eu le-am dat nume la toate speciile viețuitoare, dar ființa asta n-am văzut-o. El vine simplu și spune, aceasta este os din oasele mele și carne din carnea mea, ei se va numi femeie. De ce? Pentru că somnul n-a fost decât o anestezie. El a știut ce s-a întâmplat cât el dormea. Pentru că atunci mintea umană funcționa 100%. Ne-am degradat din punctul acesta de vedere. Și la momentul actual am ajuns la performanța, cu ghilimele de rigoare, să numim binele rău și răul bine. Să numim șmecheriile pe care le fac unii descurcăreală. Să numim hoțiile pe care le fac alții că omul le are. Să numim minciunile pe care, ca fiind un anumit stil. Și vine Scriptura și spune, dacă vreți să fiți preoți, dacă vreți să vorbiți cu Dumnezeu, trebuie să umblați aici. Și doar Duhul Sfânt poate repara receptorul. Aleluia. Slăvit să fie Domnul. Pentru că mintea este singurul receptor care poate discerne voia lui Dumnezeu. De aia trebuie înnoită, trebuie reparată. Uitați-vă, prin sala asta circulă undele de la radio, de la televiziune, de la pompieri, de la salvare, toate sunt pe aici, circulă. Dar noi nu le prindem, pentru că avem nevoie de un receptor și receptorul nu trebuie să fie defect. Că dacă receptorul avem și e defect, degeaba circulă undele, că noi nu avem treabă cu undele, nu le prindem. Dar dacă undele de la radio circulă pe aici, noi avem un receptor pentru unde radio, luăm undele și le transmitem, ne le transmitem și auzim un buletin de știri. De ce? Pentru că avem receptorul respectiv.
Dumnezeu continuă să vorbească, slăviți-i vie numele. Amin. Problema că receptorul e defect. În fiecare dimineață te scoli și Dumnezeu îți spune, azi te voi apăra. Am îngerii mei care te călăuzesc pe locul de muncă. Te va păzi. Vor veni la tine niște oameni să te ispitească. Îți voi da înțelepciune. Da, Dumnezeu vorbește cu un surd. De ce? El nu și-o sfie din nou. Pentru că receptorul este defect. Dumnezeu continuă să vorbească, să aibă o voie bună, plăcută și desăvârșită. Dar cine să-l audă că receptorul e stricat? Și atunci vine părtășia la alaltă. Când venim la adunare joi seara, duminică dimineața și duminică seara, știți ce face Dumnezeu prin frații care predică, prin cei care cântă, prin cei care profețesc, prin cei care recită? Ne repară receptorul. Slăviți să fie Domnul! De-aia biserica primară era nelipsită de la templu în? De-aia se mulțea biserica în Ierusalim, că aveau receptoarele reparate, frații mei. De-aia știau care e situația. Ori la momentul actual când sunt oameni, păi nu știu de ce asta, eu mă pricep la asta, dar la asta nu mă pricep. Măi, dar are Dumnezeu un plan, o voie pentru tine. Noi cunoaștem voia lui Dumnezeu generală, voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră, voia lui Dumnezeu este mântuire, dar există un plan al lui Dumnezeu particular pentru noi, pe care ni-l transmite și noi trebuie să o deosebim, voia aceea. Ori pentru asta trebuie reparare. Și predicarea cuvântului Dumnezeu are efectul de reparare. Foarte mulți oameni au intrat în biserică cu o anumită atitudine de aroganță, pentru că el știe, a terminat o școală, este de un neam ales, le are în omeriu, șofează foarte bine, nu este ca ceilalți cleioși care nu le iau și așa mai departe. El intră cu receptorul defect. El e pocăit, e născut din nou, dar receptorul e defect. Nu poate pricepe, deși nu înțelege el voia lui Dumnezeu. Dar încetul cu încetul, Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, începe a repara receptorul. Și el începe să se smerește, se umilește și la un moment dat începe Dumnezeu să-i vorbească minții lui. Măi, toți frații au valoare, toți frații sunt deosebiți, toate surorile sunt binecuvântate de Domnul. Dar lucrul acesta începe Dumnezeu să repare receptorul nostru. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Câteodată când avem slujbe de stăruință, de exemplu, sau de rugăciune intensă, care din nou sunt mijloace ale Duhului de a repara receptorul nostru, să auzim vocea lui Dumnezeu, să percepem planul lui Dumnezeu pentru noi. Câteodată, după momentele alea, ai simțământul că trebuie să te întâlnești cu cineva. Păi, dar nu mi-au spus că trebuie să mă... În ziua respectivă te-ai întâlnit cu el. De ce? Pentru că mintea ta este deja reparată. Ați observat de foarte multe ori anumite cunoștințe lăuntrice care ți se dau, care le cunoști? Discuți cu cineva, mie mi se întâmplă lucrul ăsta câteodată, discut cu cineva și el îmi povestește ce vrea el. Și înăuntru meu simt simțământul că trebuie să-i pun o întrebare despre familia lui. Și pun întrebare, el cască ochii mari și spune, dar ți-a spus cineva? Nu mi-a spus nimeni nimic, dar tu povestește-mi de asta, că celălalt știu că e așa, abureală. Spune-mi lucrul ăsta ce vrei tu și ți-am spus eu acum. Și începe omul, spune problema respectivă, cine credeți că mi-a spus mie lucrul respectiv? O minte pe care e reparată îți transmite ce are nevoie omul respectiv. Și tu cunoști lucrul acesta. Îți dă telefon cineva și cineva îți spune, el are nevoie de lucrul ăsta, de asta te caută. Ori, iubiții mei, mintea reparată se produce când sunt frații împreună aici, la părtășie. Darurile pentru asta, frații mei. Darurile spirituale sunt pentru asta. Foarte mulți frați trăiesc așa, cu receptorul la nivelul lor, cu mintea, vin și ei duminica seara și își fac poze cu prăstorul, dar vor să cunoască voia lui Dumnezeu, dar Dumnezeu are o voie pentru tine specifică și de luni, și de marți, pe care ți-o transmită ție prin receptorul tău reparat. Dar dacă receptorul nu-i reparat, Dumnezeu a pregătit pentru tine, în primii ani de pocăință, când tu vii și receptorul nu-i reparat, a pregătit prorocul. Și prorocul te ia de aici și te duci mai încolo, te ia păstorul, te duci puțin mai încolo, te ia văzătorul, duci puțin mai încolo. Dar asta, fratele meu, ține o bucată. Când m-a dus mama la școală prima dată, m-a dus și la școală, luni, marți, miercuri, la un moment dat m-a întrebat colegii, băi, dar tot mama te ajute vineri la școală. I-am spus, nu mă mai aduce mama. I-am spus la mama, mama, mă duc eu singur la școală. Măi, dai să rătăcești, nu găsesc eu școală. M-am dus, am mai rătăcit pe sub poduri, pe unde am fost, am găsit, m-am dus cu întârziere și am găsit școala. De ce? Mi-era și mie rușine.
Frații mei, când venim la pocăință, nu ia prorocul, nu ia păstorul, nu ia cutare, dar Dumnezeu vine și spune, băi, vină la adunare, joi, vină marți, vine miercuri, pentru că eu îți repar receptorul să-ți vorbesc eu ție. Nu se poate prorocul după 30 de ani de pocăință să vezi dacă trebuie să schimbi caușucurile de vară cu cel de iarnă. Întreb pe Domnul, frate. Fratele meu, puțină maturitate, Doamne ajută. Amin. V-am spus un exemplu extrem, dar dumneavoastră înțelegeți. Sunt oameni care, dar ții nu-ți vorbește Dumnezeu, că ăsta e scopul. Mulți ne închipuim că vine prigoana și nu rezistăm decât dacă închide cu noi în celul un proroc, să știm voia Domnului. Bă, dar tu repară-ți receptorul și n-ai nevoie. Duhul Sfânt îți va spune în interiorul tău și profețiile îți vor confirma. Îi spunea Duhului Pavel că din cetate în cetate îl așteaptă lanțuri și prigonire. Ce vine și îi spune Agab? Ia brâul, se încinge cu el și spune așa va fi legat omul acu-i brâul ăsta. Și Pavel nu spune ce surpriză. Nu, deja Duhul Sfânt îi vorbea lucrul acela. Știa, pentru că receptorul era reparat. Să ne ajute Domnul. Amin. Totdeauna Dumnezeu lucrează la repararea receptorului nostru ca să înțelegem voia lui Dumnezeu, ne apropiem de mai mult. Se întâmplă de foarte multe ori și frața întreabă, măi frate, dar am fost așa de aproape. Aveam cunoștințe de la Domnul, aveam anumite descoperiri și l-am verificat, erau exacte. Și astea numai de la Domnul. Cum de nu le mai am? Imaginați-vă dumneavoastră că eu am un receptor și acum captăm pe receptorul respectiv o convorbire pe care o avem, de exemplu, cu o personalitate a lumii, ca să o iau nu politică, ca să o iau spirituală. Și îl afișăm pe ecranele astea. Și pe baza faptului că eu am telefonul cu care vorbesc cu el și îl afișăm acolo prin conexie, la un moment dat îl auzim cum el vorbește. Dar eu iau telefonul respectiv, îl pun pe gresia asta dumneavoastră, cu permisiunea dumneavoastră, eu un ciocan de vreo 5 kg și când îi trag una la telefon, noi vedem cum ăla vorbește ca peștele în apă, dar nu mai auzim nimic. Deci eu am stricat receptorul. Stimații mei, Dumnezeu continuă să vorbească. Când eu am spus o minciună, am stricat receptorul. Când eu l-am disprețuit pe fratele meu, că nu-i bun, am stricat receptorul. Ceea ce auzeam eu altă dată din partea, am stricat receptorul. Din nou trebuie să vin la părtășie să-mi repare Dumnezeu. Orice păcat strică receptorul. De aceea e important pentru noi, când Duhul Sfânt, dați-mi voi să citesc pasajul ăsta biblic, care e foarte important pentru că noi ne permitem anumite lucruri în viața noastră. Însă toate astea ține cont de un lucru care e important. Spune Scriptura Efeseni, capitolul 4, cu versetul 30 începând. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pentru care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Să nu întristați un delemn care vă schimbă receptorul. Și continuă el și vine și spune cum întristăm, versetul următor, 31, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Amin. Vă defectează receptoarele. Voia lui Dumnezeu în poporul Domnului nu să avem proroci profesioniști care să-i aducem import. Voia lui Dumnezeu este ca fiecare dintre noi să ne reparăm receptorul ca să deosebim bine voia lui Dumnezeu plăcută, desăvârșită. Doamne ajută! Amin. Și pentru asta repară. Să ne ajute Dumnezeu. Asta face prima dată când ne adunăm la părtășie. Schimbă mentalitatea. Și încetul cu încetul, nu știu unde vor rămâne ceilalți, tu îți vei repara receptorul și vei începe să auzi, să discerni voia lui Dumnezeu pentru tine și pentru alții. Frații se pregătesc să-L audă pe Domnul. Amin. În mod constant, unde lemnul curgând pe cap schimbă mentalitatea, gândirea noastră și în procesul acesta, toată viața noastră avem de învățat. Nu avem voie să ne plafonăm, trebuie în mod continuu să fim deschiși gândirii și, în mod special, predicării Cuvântului Dumnezeu, care schimbă gândirea noastră, care schimbă percepția noastră asupra lucrurilor. Dar unde lemnul continuă să curgă pe barbă, curgând pe barbă, începe să schimbe vorbirea persoanei respective. De ce e important să schimbe vorbirea? Cunoașteți din Sfânta Scriptură că limba este o fiară pe care nu o poate îmblânzi nimeni. Cuvântul Domnului spune în Iacov, capitolul 3, cu versetul 7, în felul următor. Toate soiurile de fiare, de păsări, de tăritoare, de viețuitoare, de mare, se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba niciun om nu o poate îmblânzi.
Este un rău care nu se poate înfrâna. Este plină de o travă de moarte. Și cu toate că avem două rânduri de gratii, dinții și buzele, câteodată fiara scapă. Și când scapă, rupe. Am întâlnit oameni și după zeci de ani care încă aveau răni supurente de la mușcătura fiarei acestea. Am întâlnit nurori uscate pe picioare și soacre uscate pe picioare, fără ca respectivii nici măcar să nu fie, doar cu fiara. Eu dat drumul la fiară și efectiv l-au îmbolnăvit pe celălalt. Contemporanii lui Ieremia n-aveau de gând să pună mâna pe el, însă s-au unit și au spus, haideți să-l ucidem pe Ieremia prin vorbă, pentru că este o fiară care îi dă drumul. Stimații mei, când vii în cadrul Bisericii Domnului, când ești la părtășie, înveți să vorbești, Doamne ajută! De ce? Pentru că fiara asta pe care nu o poate îmblânzi niciun om, niciun păstor, niciun proroc, nu se poate îmblânzi, efectiv. Există un dresor care o poate îmblânzi. Câteodată există anumite circuri care vizitează anumite localități mari sau chiar orașe, și prezintă acolo la circ una dintre fiarele cele mai teribile, și anume tigru. Dar tigrul ăsta are un dresor. Și dresorul ăsta îl pune tigrul să sară pe niște cercuri cu foc, îl pune să stea jos, îl pune să ridice. Dresorul face cam ce vrea cu el. Dar într-o zi, tigrul ăsta scapă de la circ și circulă pe străzile din Kremț. Dintr-o dată veți vedea că toți anunță, închideți ușurile și stați la etaj, că tigrul e pe străzi. Știți până când? Până vin dresorul. Când dresorul a venit, i-a spus să stea jos, îi pune botnița la tigru, îl leagă și apoi îi spune, hai, să mergem. Din momentul respectiv, toată lumea e liniștită că a venit dresorul. Stimații mei, toți avem fiară aici. Câte gafe n-am făcut noi cu fiara asta când am scăpat-o. Dar există un dresor care dresează fiara asta. De aceea semnul umplerii cu Duhul Sfânt nu-i bunătatea. Semnul umplerii cu Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt, dresorul, e acolo, este vorbirea în alte limbi, căci vorbea după cum le da dresorul, permiteți-mi să spun. Că de-aia a venit dresorul. Să rezolve o problemă pe care nu poate rezolva nimeni. De aceea semnul vorbirii în alte limbi este prezența dresorului acolo, lăudat să fie Domnul. Pentru că noi suntem gata să dăm Duhului Sfânt, să-i dăm picioarele noastre, mâinile noastre, ochii noștri, urechile noastre, îi dăm ultimul mădular pe care îl păstrăm și mai dăm drumul la soacra, la socru, la păstor, când ne enervează la adunare generală, e fiara. Și o ținem pentru noi acolo. Să-i dăm. Când în schimb ai luat fiara asta, limba, și ai dat-o Duhului Sfânt, că lui îi aparține, semnul că Duhul Sfânt o luat în stăpânire este că omul începe a vorbi în alte limbi după cum îi dă, mărit să fie Domnul. Amin. De aceea e important să cunoaștem lucrul ăsta. Pentru că fiara asta nu poate fi ținută în frâu decât de dresorul care este acolo. Și e important pentru noi să vedem dacă dresorul este prezent. Când dresorul este prezent, vei observa că limba acelui om este folosită pentru ceva anume. Spune Sfânta Scriptură că în casa lui Corneliu au venit niște evrei, cu toate că Petru fusese înștiințat de vreo 3 ori. Cu fața aceea de masă, că să se scoale și să mănânce, el îi spune lui Dumnezeu de vreo 3 ori nu. Deci Dumnezeu îi spune, scoală-te, taie și mănâncă, iar el, teologul, îi vine și spune lui Dumnezeu nu, pentru că eu sunt mai curat decât îmi spui tu să fiu curat. Și atunci Dumnezeu îl trimite în casa lui Corneliu și în timp ce evreii, Petru predică Evanghelia, fără aprobarea celor tăiați împrejura evreilor, Duhul Sfânt coboară peste Corneliu și cei adunați acolo. Dar de unde și-au dat seama ăștia că e Duhul Sfânt original ca al lor? Pentru că pentru un evreu Dumnezeu să toarne Duhul Sfânt era normal. Se spălau în fiecare zi când plecau la piață și când veneau, dacă cineva o da mâna cu unul mai așa, se spălau când veneau acasă. Aveau grijă să țină toate ca atare pentru ei, vine Duhul Sfânt. Dar pentru goim, pentru netăiații ăștia împrejur, pentru mâncătorii de carne, de porc. Probabil Dumnezeu are ceva, dar nu Duhul Sfânt ca pentru evrei, spune Scriptura în cartea Apocalipsului, că în fața tronului există 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Probabil unul din alea, dar nu Duhul Sfânt, a treia persoană din divinitate, din dumnezeire, care e doar pentru evrei. Scriptura ne spune că, surpriză, evreii au constatat că același Duh a venit peste ei. De unde v-ați dat, băi, seama că e același Duh? Faptele Apostolilor, capitolul 10, cu versetul
45. Toți credincioșii trăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în alte limbi și mărind pe Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Amin. Când Duhul Sfânt e dresorul limbii tale, până atunci te lăudai cu mașina ta, cu șifra de afaceri, cu școala făcută, cu costumul, cu frizura, cu dantura, cu cât nu te lăudai tu, când dresorul e venit, toată slava îi aparține lui Iisus Hristos. Aleluia. Din orice spui, Iisus Hristos este Domn. Păi dar și mașină faină are, vârbul ăsta de mașină, Dumnezeu binecuvintează și dă har și dă putere. Nu se mai oprește omul de a-L lăuda. De ce? Aleluia. Îi prezent dresorul acolo, slăvit să fie Domnul. Este prezent dresorul Duhul Sfânt în viața ta? Pentru că atunci când e prezent, tu lauzi pe Dumnezeu, pornești de la orice și ajungi din nou la Iisus Hristos. Nu contează ce spun ceilalți, tu găsești ceva de lăudat pe Iisus Hristos. Pentru că Duhul Sfânt este prezent acolo și tu mărești numele Domnului. Nu te mărești pe tine, nu mărești neamul tău, nu mărești nici măcar biserica ta, ci efectiv pe Iisus Hristos, care este capul bisericii. Al doilea aspect pe care l-a subliniat aici este tocmai vorbirea în alte limbi. E un lucru pe care Duhul Sfânt îl face extraordinar, frații mei. Nu uitați că pe lângă faptul că trăim în lumea aceasta, există cineva care ne interferează rugăciunile noastre, care știe toate limbele pământului acestea. Și când tu te rogi, de exemplu, lui Dumnezeu, știe, există cazuri pe care le aud și există persoane care spun, Doamne, trec printr-o situație mai critică, așa. Aș avea nevoie de ceva binecuvântări financiare, să pot ieși cu copiii, cu începutul anului școlar, să pot ieși la liman. Face rugăciunea asta. Rugăciunea interceptată, e făcută în română, de exemplu. O română cursivă, gramaticală, e făcută, dar e interceptată de cineva care cu asta se ocupă. El nu doarme, noi dormim, dar diavolul nu doarme. El se enervează că noi dormim, că nu îi poate ispiti. Dar din punctul ăsta de vedere, el stă și interceptează. Bine, în ziua respectiv, după ce ai făcut rugăciunea asta, nu mai ai plecat până la o farmacie să iei un medicament, când ai văzut, ai găsit tichetul de amendă în geam că ai parcat pe trotuar jumătate și așa mai departe. Tu spui, Doamne, dar m-am rugat pentru binecuvântare și acum trebuie să mai dau și bani. Cineva ți-a interceptat rugăciunea. E drept că Dumnezeu ți-a auzit rugăciunea și îți va răspunde cu binecuvântare, dar până una alta ți-a interceptat cineva rugăciunea și există cineva care interceptează ca să poată vedea planurile tale, cele mai intime lucruri pe care tu le spui în românește, în engleză, în germană, ți le interceptează și începe a lucra ca acele lucruri să fie dărâmate din viața ta, adică Dumnezeu nu te ascultă. Ei, vine Duhul Sfânt în noi și începe Duhul Sfânt să se roage în noi printr-un limbaj pe care cel care e lângă tine nu-l mai poate intercepta. Spune Sfânta Scriptură, 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 2, în felul următor. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. E un sistem de comunicare pe care ți-l dă Dumnezeu personal ție, ca să comunici nu cu Arhanghelul Mihail, ai fi onorat, nu cu Îngerul Gavril, ai fi onorat, ci să comunici direct cu Dumnezeu Tatăl, că prin Duhul Sfânt tu spui taine pe care nici tu nu le poți exprima în română, dar Duhul Sfânt, dresorul din tine, exprimă cele mai adânci năzuințe prin vorbirea în alte limbi și doar Dumnezeu înțelege, slăvit să fie Domnul. De aceea e important. Apostolul Pavel, când a intrat în biserica din Corint, a găsit o totală dezorganizare la profeții și vorbiri în alt limb. Toți vorbeau în limb, nu mai tărmăcea nimeni, vorbeau fiecare. M-aș fi așteptat ca Apostolul Pavel să spună, băi, gata, ajunge, ați vorbit destul în limb, ați prorocit destul, terminați-o măcar 5 ani de zile să am liniște aici. Nu, nu, le continuă și spune în felul următor, continuați să prorociți câte 2 sau 3 pe rând și apoi cine vorbește în alte limbi să se roagă ziarul să tălmăcease și nu opriți vorbirea în alte limbi, căci eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Pavel, cum faci o asemenea declarație? Pentru că e susținut de secretul ăsta. Cine vorbește în alte limbi, transmite spre Dumnezeu taine, discută. De-aia textul ăla biblic al Domnului Iisus Hristos care spunea, iar tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie ușa în urma ta și acolo roagă-te tatălui tău nascuns, sau codificat, sau secret. Păi când tu ai o odăiță, de exemplu, și ai intrat acolo, și ai încuiat ușa, nevasta nu poate veni,
copiii nu poate veni, păstorul nu poate intra, încuiată ușa. Dar acolo ți se spune să te rogi în secret sau codificat. Pentru că dincolo de ușa aia încuiată intră cineva care vrea să vadă cele mai fine năzuințe pe care le spui tu lui Dumnezeu. Și ăla e diavolul. Și acolo roagă-te tatălui tău în secret. Și singurul mod în care te poți ruga în taină lui Dumnezeu este vorbirea în alte limbi. Slăvit să fie Domnul! De aceea insistați pe ea. De aceea când dresorul vine, cuprinde lucrul ăsta. Vreau să închei gândurile acestea la pasajul ăsta cu experiența lui Hasan, sau cum îi spunem noi, Marcu de la Dumbrăveni. O fată din Dumbrăveni s-a dus în Grecia, acolo s-a cunoscut cu un egiptean numit Hasan și s-au plăcut amândoi, s-au căsătorit, au și doi copii și la un moment dat, pentru că lucrurile în Grecia nu mai mergeau cum trebuie, s-au întors în Dumbrăveni, nu s-au putut duce în Egipt pentru că el i-a spus ei că dacă merg în Egipt, părinții ei o omoară, că el e mahomedan. Și-au venit în Dumbrăveni. La un moment dat cineva s-a apucat și auzindu-l că ăsta e egiptean și toți cunosc araba, i-a dat un nou testament în limba arabă. L-a citit ăsta, m-am întâlnit cu el undeva, el cunoștea puțină română, foarte puțină română, eu nu vorbesc arabă și nici egipteană, și am discutat cu el, avea niște întrebări foarte grele, care și unui român e greu să-i răspunzi, nu la unul care nu-ți pricepe. Am încercat să ajungem la un punct comun, n-am reușit. Dar omul ăsta a început să-i placă la adunare. Și a început să vină la slujbe. Și la un moment dat, la una dintre slujbe, într-o duminică seara, el s-a ridicat și a spus, eu văzut, eu crezut, eu botezul. Frate, o trimis pe cineva, băi, du-te și vezi și văzut ăsta. Și crezut ăsta, că doar da. O trimis pe unul care știa greacă și a început ăsta să spună cât de cât și să povestească că în vreo două rânduri, marța seara, la rugăciune, Dumnezeu i-a vorbit în limba în care s-a născut lui, în egipteană, i-a vorbit. Aleluia. I-a vorbit, eu te iubesc, vino la mine. Aleluia. În limba în care s-a născut el, prin vorbire în alea. Frață și-a adus aminte când Hasan îi trăge din mine. Și spus tu la mine? Și spus tu, ăsta nu s-a spus nimic, băi, lasă-mă în pace. Ăsta era cu dresorul acolo și vorbise pe un anumit limbaj, pe o anumită tematică lui Hasan. Și la momentul respectiv, Hasan spunea, am auzit lucrul ăsta într-o noapte, am vizat pe cineva care mi-a spus cuvintele următoare, eu te iubesc, vino la mine căci vreau să cinez cu tine. Și-o întins palmele spre el și cum explica, el avea gaura în palmă, gaura. Și-o dat seama că Iisus Hristos spunea că am vrut să mă ridic, să mă duc la el, dar avem o greutate mare. Și a venit ființa aia, mi-a dat greutatea deoparte și acum eu văzut, eu crezut și vreau botezul în numele Domnului Iisus. Vreau să vă întreb, cum puteai să fii fluent română, să-i explici la omul respectiv, să-i intri în inima lui, dar prin simpla vorbire în alte limbi, în limba lui în care s-a născut, pe care nu știm niciunul dintre noi egipteană, Dumnezeu i-a vorbit și l-a convins și actualmente omul ăsta e membru în biserica noastră, Dumnezeu să fie slăvit. Amin. Când dresorul e prezent, așteaptă-te ca el să ia vorba ta și să o folosească atât înaintea Tatălui, cât și împrejurul tău, pentru că Duhul Sfânt schimbă vorbirea. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă rog. După ce un de lemn nu schimbă mentalitatea, coboară pe barbă schimbând vorbirea și dresorul este prezent, un de lemn nu rămâne aici, ci coboară pe marginea veșmintelor, pentru că preoții sunt ființele care stau între Dumnezeu și oameni. Atât pentru Dumnezeu cât și pentru oameni, contează ținuta celui ce face mijlocire. Cunoașteți foarte bine că persoanele din vechiul legământ, singura preoție recunoscută de Domnul, preoția aronică, preoții aveau un anumit tip de îmbrăcăminte și Domnul îi specificase foarte clar, atunci când se urcă pe trepte, trebuie să aibă o îmbrăcăminte pentru ca să nu se le vadă goliciunea și, atenție, în locul ăla unde umblau ei, erau numai preoții, nu erau și ceilalți, nu erau femei acolo, nu erau copii, erau numai preoți. Pentru că pentru Dumnezeu contează ținuta persoanei respective. Amintiți-vă dumneavoastră că atunci când omul a păcătuit și era îmbrăcat cu slava lui Dumnezeu, i-a dispărut slava și au văzut că sunt goi. Și oamenii și-au cusut la oraltă frunze de smochin. Ea se vede, ea nu se vede. E tiparul modei din ziua de astăzi. M-aș fi așteptat ca Dumnezeu să spună, v-ați făcut șorțuri, și o să vă fac șorțul din material puțin mai bun, așa, din material mai sănătos. Nu. Scriptura spune că Dumnezeu le-a făcut haine. Haine. Nu șorțuri, ci haine. Trebuie să ținem cont de ce oare Dumnezeu n-a rămas la șorțuri.
Că și așa erau în prezența lui și el cunoaște inima. Păi el știe, nu? Erau numai ei, nu mai erau alții ca să fie ispitit sau altceva. Era Dumnezeu. Și trebuia să-i lase tot, băi, vă fac, hai că astea nu merg, că se usucă frunzele astea și e mai rău. Vă fac niște șorțuri din piele, pentru că oricum eu vă știu inima. Nu, le fac și haine, pentru că lui Dumnezeu îi place să vadă oameni îmbrăcați. Înțelegi în ceva de aici? Amintiți-vă că Domnul Iisus Hristos a fost cu ucenicii săi și a păstrat o anumită decență în domeniul acesta. Când citești printre versetele biblice, înțelegi lucrul acesta. Majoritatea sau o parte mare din ucenicii Domnului erau pescari. Orice pescar știe să înnoate. Și orice om care vrea să înnoate știe că înainte de a înnota, fie că de plăcere sau fie că salveze pe cineva, trebuie să se dezbrace. Scriptura ne spune că ucenicii s-au dus să prindă pește. Unul dintre modurile în care am citit eu că se prindea pește la timpul respectiv era următorul. După ce se deplasa corabia de la țărm, oamenii luau hainele alea mai groase care le aveau pe ei, care acoperea, și îl băgau într-un recipient, într-un vas și vasul într-un lea cu gura în jos. Dar hainele erau înăuntru. Iar ei pescuiau doar cu ținută mai lejer, așa. Când prindeau 153 de pești mari cum e acolo, ăștia dădeau din coadă, se făceau duș complet, dar nu era problemă. Prindeai peștele, iar tu ca evreu, când te apropiai de mal să te vadă ceilalți, întorceai vasul ăla invers, îți luai hainele uscate de acolo și coborai pe mal și îmbrăcat și uscat. Cam așa erau la prins pești în Ioan capitolul 21. Și atenție ce spune versetul 7. Sau dăm de la 6. El le-a zis: aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru: este Domnul. Când a auzit Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat, și s-a aruncat în mare. Orice om care se aruncă mare, v-am spus prima dată, se? Ăsta pentru că vrea să meargă să se întâlnească cu Iisus, se? Asta înseamnă, frații mei, să spunem că Iisus e mijlocul nostru. Aleluia. Adică venim îmbrăcați, Doamne ajută. Aleluia. Să priceapă și surorile și frață. Când ne ducem la întâlnirea cu Iisus, udă îmbrăcat. Pentru că lui Dumnezeu contează hainele în fața Lui. Duhurile rele știu ce dorește Dumnezeu. De aceea veți citi în Noul Testament, totdeauna unde este manifestare demonică, drăcească, duhurile rele dezbracă pe oameni. Pentru că știu că în modul ăsta îi pot face neatractiv față de Dumnezeu. De aceea când duhurile rele îi atacă pe oameni, oamenii sunt dezbrăcați, sunt bătuți, pentru că duhurile rele asta fac. Fură din material, scurtează materialul, devine materialul transparent, pentru că știe că tu ești preot înaintea Domnului. Și unul dintre modurile în care îți poate diminua slujba de preot este să lucreze la haine. Ceea ce pentru noi îți face, și foarte mulți frați o să auziți din noua, frate, dar Dumnezeu se uită la inimă. Păi, dar dacă se uită la inimă, de ce le-a făcut la ea haine și nu le-a făcut șorțuri, măi? Că Dumnezeu știe inima. De ce în fața lui Iisus ăștia merg îmbrăcați, uzda îmbrăcați? Pentru că preotul trebuie să aibă ținută și în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Doamne ajută! Amin. Acum, partea cealaltă, într-adevăr, Dumnezeu se uită pe lângă haine, care trebuie, vede și inima. Oamenii nu văd inima, frații mei. Oamenii văd doar hainele. De aceea firmele care au nevoie de cea mai mare încredere au făcut anumite sondaje. O să vedeți că oamenii care îi trimit băncii să ia economiile voastre, să le treceți la banca lor, nu o să-i vedeți niciodată că vin la voi în pantaloni scurți. Nu o să-i vedeți niciodată că vin cu șapca, cozoroc pus într-o parte așa. Nu o să-i vedeți, vin cu tot felul de piercing-uri, tot felul de cercei băgați prin nas, prin mundi, mai așa, vin la tine, dă banii tăi să-i pui la banca noastră. Nu o să-i vedeți. O să vedeți că firmele aviatice, care la 12.000 de metri sau 10.000 de metri au nevoie din crederea ta, au constatat că trebuie să aibă o ținută standard. Și o să vedeți că stoardesele și piloții au acea ținută standard, pentru că au nevoie de încredere. Stimații mei, noi le prezentăm oamenilor nu să dea banii la biserică, cu toate că și asta trebuie făcut câteodată. Noi nu le prezentăm oamenilor ca să aibă încredere în cultul penticostal. Noi le vorbim oamenilor despre încrederea în Dumnezeu. Aleluia! Oare cum ar trebui să arate ținuta noastră? Că de multe ori asist la anumite slujbe de evangelizare și nu-i problemă că e slujbe de evangelizare.
Problema este că doamnele care vin la slujba de evanghelizare duminică au fost la biserică ortodoxă sau catolică și acolo au fost îmbrăcate cuvincios. Când au venit la noi, au venit cu fusta scurtă, au venit cu decolteul cum au venit ca să desacralizeze slujba aici și noi îi spunem, e prietenă. Nu, nu. Aici e loc de închinare. În primul rând. În primul rând, aici e loc de închinare, unde ne închinăm noi. Câteodată există oameni care vin aici din lumea interlopă și care văd în față la grupul de cântare diferite persoane care se îmbracă, mai ales de parte femeiască, care se îmbracă foarte mulat și foarte expresiv, să folosesc un termen așa. La urmă ei ne întreabă, măi, dacă voi n-aveți nimic de vânzare, de ce faceți reclamă, măi? De ce umblați așa? Trebuie să punem capul jos și să înțelegem că venim la întâlnirea cu Iisus și bărbați și femei și mai ales surorilor le reamintesc că au fost chemate pe poziția asta să fie preoți, Doamne ajută! Amin. Adică să se roage când sunt însărcinate, să se roage pentru copiii lor, să nu mai aibă un alt mijlocitor care e bărbatul între ele, ci să aibă acces direct la tronul Harului, lăudat să fie Domnul. Aleluia. Nu pierdeți beneficiul ăsta prin îmbrăcăminte neglijentă. Aveți grijă la aspectul acesta. E foarte important pentru noi. Când suntem la părtășie, când ne adunăm împreună, trebuie să veghem la aceste trei lucruri. La schimbarea mentalității, repararea receptorului, schimbarea vorbirii și apoi la croiul hainelor. Uită-te puțin așa în garderoba ta. Îmi aduc aminte că am vizitat aici o biserică și cu asta vreau să închei în timpul alocat slujirii, ca să nu-i perturb fratele. Mi-o dat voi până la 10, știți? Mulțumesc tare mult, dar nu știu de ce sunteți voi vinovați cu libertatea asta. Am vizitat o anumită comunitate a Bisericii Evanghelice și surorile erau foarte cochete, ca să spun așa, pustițe, scurtuțe, foarte mulate, foarte așa, și era duminică dimineață. Duminică după masă trebuia să predic tot la ei. Și dimineața am predicat un subiect și am spus, mie îmi place aici în Austria. Când urmează radarul, este anunțat, urmează radar. Toată lumea mai frânează, mai cutare, dar este anunțat prealabil. Vreau să vă spun că după masă voi vorbi despre îmbrăcămintea cuviincioasă ca și preoța lui Dumnezeu. V-aș ruga tare mult să nu vă întindeți după masă fustițile alea mine pe care le aveți dumneavoastră și așa puținile mai șrupiți. Aveți grijă, eu voi vorbi. Nu cumva să stați pe mâna, cu mâna pe fustiță și tot le chinuiți așa. Veniți îmbrăcate cuvincios, vă găsiți pregătiți. Frate Virgil, dar la noi nu e ca în România, în România să găsesc fuști și rochii cuvincioase, aici nu sunt, numai de astea sunt. Așa. Nu mă interesează de care sunt aici, eu așa voi predica. După masă toate surorile au fost îmbrăcate cuvincioase. Slăviți să fie Domnul! Am anunțat că vine radarul și le-au găsit cu viteză normală. Când vii în casa Domnului, așteaptă-te Duhul Sfânt să schimbe tot. Aleluia. Și atunci ești preot al Domnului. Amin.